Trebuie să spun foarte clar și răspicat. Siguranța cetățeanului român nu este negociabilă. Solicit Guvernului României să facă într-un timp scurt o analiză profundă și să vină cu soluții. Repet, solicit Guvernului o analiză profundă și prezentarea de soluții. Se poate intra în procedură foarte rapid în Parlament, se poate corecta legislația. Repet, solicit Guvernului României să vină urgent cu soluții pentru această chestiune. Se caută un vinovat pentru această lege. Eu vă spun clar, nu asta este soluția. Căutarea vinovaților în alte guvernări și în alte majorități nu a rezolvat încă niciodată vreo problemă. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Salut, Răzvan Zanfir. Suntem în țara recursului compensatoriu, așa un brand de țară cu care ne desfășurăm zilele de ceva timp încoace. Se dă de la unul la altul acest recurs compensatoriu, pleacă de la tehnocrat, ajunge la Tudorel, înapoi la tehnocrat și tot așa, este un circuit al recursului compensatoriu, dar e pentru prima dată când ceva făcut de tehnocrat este luat de Partidul Social Democrat ca atare. Adică, domne, asta este, așa au dat, au venit și au și intervenit asupra lui, mă rog, deci practic, dacă era ceva în neregulă, l-ar fi refuzat, adică nu era condamnat la recursul compensatoriu, nu? Adică nu era ceva obligatoriu. Nu era obligatoriu. Adică nu era o moștenire care, domne, asta e situația. N-au luat de bun ce au făcut tehnocrații și au spus, domne, așa ne-a venit de la tehnocrații. Au luat ceva de la tehnocrați, au modificat substanțial și dintr-o bucățică făcută de tehnocrați au scos zita mai halca de recurs compensatoriu. Mă, l-am urmărit și pe domnul Tudorel Toader, poate avem ocazia să-l vedem din nou în această emisiune. Este domnul Tudorel Toader, intră într-o nouă zodie. Deci până acum a stat, de când a preluat mandatul, că el a preluat mandatul de mult, e unul dintre cei mai vechi ministri. Da, în senzația că e mai vechi ca sărbătorii centenarul Tudorel Negru. Da, putea organiza ceva în sala tronului pentru domnul Tudorel Toader, un șpriț, un ceva. Știi, îl urmăream pe domnul Tudorel Toader și de fiecare dată aveam dubii. Mă spune prostii, ne scapă nouă ceva și am trăit în sub imperiul autorității. Domnul Tudorel Toader. Sigur, în mod sigur, știe mai multe. Pare prost, dar nu e. Nu. Niciodată pare neadevărat, dar poate n-avem noi toate datele problemei. De fiecare dată am pornit de la prezumția că Tudorel știe mai bine. Mai ții minte cu procurorul Lazar? Da. Atunci a fost primul moment în care stai și ne gândești. Mă, totuși, nu poate să fie atât de prost. Adică noi aveam diferența clară. Da. Un Lazar, alt Lazar. Da. Dar ne gândeam. Poate e același Lazar, poate s-a dedublat, poate e clonat, poate pur și simplu nu știu noi. E o șmecherie pe care nu o prinde noi, pentru că nu puteam să-i contestăm autoritatea domnului profesor Tudorel Toader. Nu putea greși domnul Tudorel Toader. Da. Începând astăzi, domnul Tudorel Toader... Ne-am lămurit. Și la bună ziua avem dubii, că spune adevărul. Claus Iohannis face apel la Tudorel Toader să vină cu o soluție și Tudorel Toader la ora 5 a apărut punctual și a venit cu această soluție. În zilele următoare vom face o analiză generală a dinamicii fenomenului infracțional, vom face o nouă evaluare a datelor statistice oferite de către ANP privind beneficiarii prevederilor legii recursului compensatoriu, vom analiza cauzalitatea, structura, consecințele faptelor comise de către beneficiarii legii privind recursul compensator. Luni dimineață vom avea o întrevedere cu doamna prim-ministru, îi voi prezenta rezultatele acestei evaluări, propuneri legislative și non-legislative care pot fi luate. Pe principiu, Cotrin Ștefănescu, Tudorele, fă ceva, Tudorel s-a înveșmântat și a apărut în fața națiunii și noi vom face o evaluare. Altceva? Poate și o revocare, nu știu că știu că se ocupă și cu revocare. Găsește pe doamna Viorica Vasilica. Găsește pe cineva. Ar fi interesant. Dar l-am văzut noi pe domnul Tudorel Toader, pare că a căutat responsabilitatea oriunde altundeva, exceptându-se pe sine. Deci la un moment dat pasase toată vina asupra guvernului tehnocrat. Da. Domnule Raluca Prună, ce a făcut aici un dezastru absolut. După care și-a dat seama că ce făcuse Raluca Prună a fost modificat substanțial.
substanțial, cum spuneam mai devreme, în Camera Deputaților, a spus PSD, ALDE, UDMR, noi nimic. Deci părea că domnul Tudorel Toader, cu toate greșelile sale, cu toate răspunderile pe care, la care trebuie tras, domnule, n-are o vină pe recursul compensatoriu. Era de omenie. Domnule, a greșit mult, dar nu pe recursul compensatoriu. Și eu am în față un ordin al ministrului. Deci este ordinul, și mie îmi pare rău că a fost emis, dar trebuie să îi dăm citire, ordinul numărul 2773, țineți minte, per 2017, pentru aprobarea situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție. A intrat în vigoare de la 18 octombrie 2017. Da. E prin acest ordin, emis de ministrul Tudorel Toader, s-a stabilit ca și cei care stau în niște condiții adecvate, ca să nu spun de lux, să beneficieze precum cei din condițiile inumane cu ghilimele de rigoare. Domnul Tudorel, când vrea să se mai spele pe mâini, domnule, să-și amintească de ordinul numărul 2773 per 2017, căci cu acest ordin a eliberat el înainte de termen oameni care nu aveau de ce să fie în libertate la momentul actual. Toată nebunia aceasta, ne aducem aminte, a plecat de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a spus așa, domnule, stau oamenii aceștia în condiții inumane, veți plăti amenzi usturătoare, n-aveți voi bani cât stai să ne dați, sau mă rog, ca bani, înțeleg că stați bine, uitându-mă la domnul Teodorovici. Nu, așa? Încă nu crescuse nivelul de trai. Pe vremea era, eram săraci. Acum ne permiteți. Nu vă permiteți. Da. Da. Bun. Toată nebunia a plecat de ei și ei vin și invocă această Curte Europeană a Drepturilor Omului ca fiind cea care a declanșat această procedură. Dom'le, a zis Curtea Europeană? Păi ne supunem imediat deciziei acestei curți europene. Voi vreți să ajungem să ne sancționeze Curtea Europeană? Deci erau oamenii aceștia de la Partidul Social Democrat cumva puși în poziție de drepți în fața Curții Europene. Nu putem să admitem să trecem peste o decizie a Curții Europene. Pă de altă parte, mai îndărăt încoace, mai dacă venim înspre domnul Timmermans, care la un moment dat a zis, domnule, terminați cu legile astea ale justiției și faceți-le cum trebuie, pentru că nu e în regulă cu statul de drept, cu tare, nu știu ce, la finalul anului trecut. Erau oameni de la Partidul Social, să nu ne spună nouă Europa cum trebuie să ne manageriem noi aici chestiunile. Păi, pe de o parte, avem Curtea Europeană, care ține tot de Uniunea Europeană, nu? Și devenim dintr-o dată niște indivizi în poziție de drept în fața acestei decizii. Pe de altă parte, avem Uniunea Europeană, care ne vine cu MCV-ul acela pe justiție. Și haideți să vedem totuși că nu tot ce spun oamenii ăștia trebuie să și aplicăm. Este vorba de o sugestie pe care au făcut-o, e vorba de... Dom'le, hai să avem o aceeași unitate de măsură și de logică, nu? Domnul Tudorel Toader continuă și vine nu doar cu o prostie, vine și cu o minciună. În privința criminalului de la Mediaș, apropo de spălat pe mâini, a venit domnul Tudorel Toader și a suflecat mâinile și a zis așa. Nu a ieșit în baza recursului compensatoriu. Să-l ascultăm, după care îl facem praf. Autorul faptei de la Mediaș nu face parte din categoria celor care au beneficiat de prevederile legii privind recursul compensator. Iată-l pe ministrul Justiției făcând această afirmație, defilând cu această afirmație la ora 5 în mijlocul țării, da? Și acum stai și ne gândim, când a intrat în vigoare acest recurs compensatoriu? Păi suntem în 2018, la finalul 2017, cam atunci. Când a fost eliberat acest cetățean? În anul 2018, deci practic la câteva luni distanță de această decizie în privința recursului compensator. Deci cum putem crede că nu a beneficiat dacă a ieșit ulterior recursului compensatoriu? Sigur. Buzianu, dar ne-a spus un deputat al Partidului Social Democrat, a spus doamna Oana Florea, pe care am citat-o în ultimele trei zile, zilnic am citat-o pe doamna Oana Florea, care spunea, domne, și cu recursul compensatoriu sau nu, oricum putea și peste un an să comită crima respectivă, nu e ca și cum recursul compensatoriu l-a instigat la omor. Dom'le, a ieșit cu 408 zile sau câte erau puțin mai devreme. 408 zile datorită sau din cauza recursului compensatoriu. Ei spun datorită, noi spunem din cauză. Dar n-a negat nimeni din Partidul Social Democrat că recursul compensatoriu n-ar fi avut o, cum să spun eu, n-ar fi fost factorul determinat pentru eliberare. Sigur, el a beneficiat și de eliberare condiționată. E adevărat? Asta e altă discuție. Dar asta nu înseamnă că nu a beneficiat și de acest recurs compensatoriu. Dom'le, fără recursul compensatoriu,
nu era în libertate acum. Nu ajungea la eliberare condiționată în maniera aceasta. Deci lucrurile sunt foarte simple. La nivelul ministrului justiției să vii în fața țării să zici că nu a beneficiat. Când a beneficiat? Adică e o chestie atât de simplă. Nu e ca și cum... Și țin să-ți reamintesc că și acest ordin 2773 per 2017 da. A influențat eliberarea timpurie. Adică e un pic mai complicat decât avem noi senzația că ne prezintă domnul Tudorel. Și acum, poate te interesează, Răzvan, să știi din cauza a ce a intrat în vigoare, a ce, cine-i dă vină, pentru că tot stabilim, încercăm să stabilim vinovat. Cine este vinovat? E mie destul de clar acum, nu e... Da? Eu nu prea am dubii, dar... Păi hai să-ți livrez eu pe principalul vinovat sceptici? Al cine? Recursului compensatoriu, Klaus Iohannis. L-ai găsit. L-au găsit ei. L-au găsit ei? L-au găsit ei. Și hai să vedem cum a ajuns la acest raționament bizar. Cum să scoți vinovat pe Klaus Iohannis? Păi pentru că dacă s-ar fi dat amnistia și grățierea, în momentul acela s-ar fi amnistiat doar faptele fără violență și nu s-ar mai fi ajuns la recursul compensatoriu. Dar pentru că s-a opus individul acesta amnistiei și grațierii, a trebuit dată această... Eu cred că trebuie să mergem mai departe, până la Klaus Iohannis. Da. Referendumul în 2012. Dom'le, dacă n-ar fi fost condamnat Liviu Dragnea în dosarul referendumului, n-ar fi existat obsesia pentru eliberare, pentru grațiere, pentru amnistierea unor fapte? Căci omul ar fi putut fi acum condamnat cu suspendare și ar fi stat liniștit. Dar dacă n-ar fi existat suspendarea lui Traian Băsescu, poate n-ar fi existat nici condamnarea lui Liviu Dragnea. Păi, dar n-ar fi avut pentru ce să fie condamnat Liviu Dragnea, că a fost condamnat în dosarul de, referendumului, referendum care a urmat suspendării. Da. Deci, dacă nu l-ar fi suspendat pe Traian Băsescu, nu s-ar fi organizat un referendum. Corect. Liviu Dragnea nu ar fi mobilizat, dincolo de limitele legii, spune instanța, oamenii la referendum, nu ar fi fost condamnat la închisoare cu suspendare, nu ar fi stat acum cu presiunea unei condamnări anterioare la pușcărie în nou său dosar, da. Și deci nu ar fi fost tot Partidul Social Democrat în priză, pus pe baterii, știi tu de care, de alea cu iepurașul, disperat să scape oamenii din pușcărie ca printre miile, 14.000 de oameni eliberați până acum, să se bucure într-un final și Liviu Dragnea într-o formă sau alta. Și colegii săi, că nu e doar el. L-am ascultat anterior pe domnul Tudorel Toader venind și cu această idee. Domnule, trebuie să evaluăm acum efectele acestui recurs compensator, să vedem ce au făcut cei eliberați. Câți morți, câți răniți, câte spargeri. Păi așa să facem o evaluare, domnule. Cât e prejudiciu? Că zilele trecute am difuzat noi o știre și unui general de poliție au spart casa. Adică, gândește-te, tu când te duci la JAF, te duci totuși să-l furi pe șeful poliției. Sau un fost șef al poliției, sau un secretar de stat. Te duci și tu și furi oameni cu mai puțină influență. Ce mi-ar plăcea ca luni după această evaluare, după discuția cu doamna Viorica Dăncica, așa, domnul Tudorel să apară în fața națiunii și să zică așa: au trebuit să moară oameni, domne, ca acest recurs compensatoriu să fie scos de ordinea de zi. Deci mi-ar plăcea, vă zic sincer, să apară omul acesta venind cu această afirmație și să declanșeze de aici suspendarea recursului compensatoriu. Dar putea spune recursul compensatoriu ucide. Da? Am putea merge? De unde avea recursul compensatoriu? De la doamna Prună. Ce era? Tehnocrat. Tehnocrația ucide. Tehnocrația ucide. Tehnocrația ucide. Vedeți că mare grijă cu tehnocrația. Aveți grijă că sunt oameni care au murit la tehnocrație. În schimb, l-am auzit pe Tudorel Toader spune, noi trebuie văzut ce au făcut beneficiarii acestui recurs compensatoriu. Păi, unul a omorât pe cineva, da? Celălalt a băgat în spital un bătrân încercând să-l jefuiască, alții au spart niște case, s-au mai produs și niște violuri, da. Fiecare pe specificul său. Nu au intrat criminalii peste hoți și hoți, fiecare a rămas și a făcut și a ținut pănișea sa. Și a ținut banda. Sigur. Banda, că merge cu banda aici. Da, bun. Merge. Dar ar fi interesant, pentru că domnul Codrin Ștefănescu a declarat astăzi că este gata amnistia și grațierea, l-am auzit la ora 4. S-au făcut? S-au copt? Gata, trebuie văzută niște detalii, mai trebuie stabilite. Gata amnistia și grațierea. O să vedem cum au ajuns ei la ideea că trebuie dată. Domnule, ar trebui văzut după aia, urmărit și comportamentul beneficiarilor de amnistie și grațiere. Ce au făcut după ce au primit amnistia și grațiere? Adică la ce au candidat după ce au primit amnistia și grațiere? Ce au pricinuit? În ce partide și-au continuat activitatea după ce au primit amnistia și grațiere? Adică ce au urmat după? Adică hai să-i urmărim și pe tema. O candidatură, președinția Partidului Social-Democrat, chestiuni de acest gen. Ca să mai destindem un pic atmosfera, că tot ne-am adunat în jurul acestei situații tensionate, un nou șpriț se pregătește în sala tronului. Deja e clară treaba, nu mai există o problemă cu așa ceva. S-a creat un obicei, deci practic putem să stabilim ca fiind acolo o zonă de petrecere, de evenimente, putem să mergem să și scoatem bani, de ce să cheltuim doar cu întreținerea acestei sale a tronului de aici, de la câțiva pași distanță,
Așa, când putem să scoatem bani de pe urma ei. Să înceapă și tronul să producă bani. Să producă monarhia. Noi bani. Avem o sală a tronului. Da. În regulă. Și ce facem cu ea? O ținem pentru? Pentru ce? Pentru ce? Vizitatori de muzeu? Nu, atâta timp cât încă mai poate produce, să o punem să producă. Dacă ne-am gândit că fiscul alergă acum după lăutari și... Da, când zic lăutari, poate multă lume se gândește și domnule, Florin Salam, nu știu... Nu, domnule, nu zona aia! Un acordeonist, pian de piept, adică da, pe țampal, pe zona asta merge, dar nu și botezuri mărunte, nu vă gândiți la mari moștri sacri ai lăutăriei. E, se duce după zona asta. Păi și se gândește, de ce nu exploatăm un pic și sala tronului? De ce nu pot fi organizate acolo evenimente? Evenimente private, evenimente publice, orice fel de evenimente. Private de bun simț, în primul rând. Nu contează! Nu contează! Nu contează! De ce nu organizăm acolo un concurs de manele? Sau poate de alte genuri muzicale? Pentru că, dacă s-a spart gheața cu această masă frumoasă pe care a organizat-o doamna Viorica Dăncilă, eu cred că ar trebui, nu știu cum... Dom'le, deschise ușile palatului, dom'le, să se bucure toată lumea. Și nu înțeleg cât mai ținem noi acolo decorul acela, că știi, un panou da. Unde vedem tronul. Să fie adus și tronul, dom'le. Pus tronul în capul mesei. Sărbătoritul să stea pe tronul regelui. Acolo și... Dacă e sala tronului. Fă lucrurile cum trebuie, domnule. Puneți, domnule, tronul la masă, domnule. Nu cu coroana și la care stă în capul mesei. Și dacă mai coroană. Scoți un bani de buzunar, să ai cum angajezi animatorii, cum angajezi hostese. Să vină, domnule, și Margareta cu prințul Duda. Că domnul Duda e actor la origine, nu poate juca rolul unui mesean. Domnule, și cât mă, cu personal sau fără? Și cu familia regală, mă interesează. Dar îmbracă-i, domnule, în ținute regale pe oamenii. Să-și pună costume acolo. Medievale, să se îmbrace Radu de România, Duda, să-și pună mustața lui Ștefan. Adică, haide un pic să încercăm să-i punem și la treabă. Uite, că, pe oamenii și oricum ți-ai că-i plătim de la bugetul statului. Să mai punem mâna și la treabă, că așa de plătit e clară treaba. Iulia Scântei de la Partidul Național Liberal publică pe Facebook această informație urmând modelul șefei de guvern, doamnei Dăncilă. Mare amatoare de dineuri cu iz regal, senatoarea PSD Gabriela Crețu dorește să încheie și ea, să închine și ea un pahar la un dineu în sala tronului. Știi cine e, doamna? Este... Nu știu să zic. Doamna senator Crețu de la PSD? Da. Nu știi cine este? Nu. Cum să nu știi ce? Păi este mama secretarului de stat da? Și soția președintelui de Consiliul Județean Vaslui. Dă domnul Buzatu, ai auzit? A, gata, domnule, vorbim de ea, da, corect. Să fie, domnule, partea femeiască din clanul Buzatu să nu închine un șpriț acolo, în sala tronului. Păi, domnul Buzatu, un fin amator... Care a înființat o dinastie politică, dinastia politică Buzatu. Da, da, fi un fin amator al comunismului, care știm cu toții s-a opus monarhiei. Cum, domnule, te duci acolo? Te-ai, domnule, într-o zonă a comunismului. Du-te, găsești alt prilat. Păi nu, tocmai. Dăstul i-a suprim monarhia. Dăstul a fugit regele cu tablouri și cu vagoane de aur din țară. Acum e rândul poporului muncitor și socialist și social-democrat în cazul de față, acum... să se bucure. Păi să se mai bucure și talpa țării. Păi de sala tronului Radu Buzăianu. Gata, acum chiar nu mai am nicio problemă. Păi nu-i normal? Da. Păi nu-i normal? Organizează acolo un dineu, două masă mare. Știi, dacă ai propune cineva să facem dineul ăsta... Hai mă, facem la masa guvernului. Dar de ce nu se servesc mici de 1 mai aici în sala tronului? Te întreb eu. Dă unul mai muncitor. De ce să nu se bage? De ce nu sunt aduși muncitori? Da. De la nu prea mai avem uzine, nu mai avem de-astea platforma industrială că am putea aduce de la IMGB, de la să vină, domnule, poporul muncitor, țăran trebuie aduși. Să punem mâna pe tron țăranul. Să stea, mă, exact. Tronul înapoi la țăran. Păi deja s-a pus mâna, un țăran a pus mâna pe tron. Pe tron, deși acum văd că s-a insinuat și în sală. Deja ai tot în sală. Bun, dar de ce, dacă am propune, hai să facem la masa guvernului aceste... Uite, dinastia Buzatu, ar veni... întemeietori. Iată-i. Dumitru I Buzatu, întemeietorul, da. Și consoarta sa, Gabriela la masa guvernului, dacă am propune să facem aceste mese, ar veni cineva... Dom'le, dar nu se cade așa ceva, e vorba de masa guvernului. Păi cum să facem noi petreceri la masa de ați nebunit? Deși ai văzut că e masă mare acolo. Da. E chiar mai mare, având în vedere câți miniștri, că noi avem cel mai mare guvern din istoria Europei, cred. Nu știu dacă a mai avut cineva atâția demnitari, cel puțin la nivel de secretar de stat, nu există. N-are nimeni atâția secretar de stat cât avem noi. Suntem în momentul de față în cartea recordului. Cel mai mare cârnat, se încearcă, da. Și nu mă refer la vreun anumit om politic, da. Și cel mai mare guvern... Dacă numărăm secretarii de stat. Da. Și s-ar putea organiza totuși la masa aceea și acolo niște evenimente. Deja îi văd pe oamenii ăștia mesenii, mă. Deci eu așa îi văd. Da. De la Partidul Social, de când nu mai sunt politicieni, deja se, sunt se servească ciolan. Deci ei așa au înțeles că se face această preluare a și fie... Ai un loc la masa guvernului. La masa bogaților. La masa guvernului, la masa bogaților, în sala tronului. În sala tronului. Acolo e important așa, să fie. Și uite... Și că doamna Crețu probabil ar fi vrut să organizeze un eveniment și în Catedrala Mântuirii Neamului, pentru că a văzut o mare așa și a zis, și asta e numai pentru slujbe, ce faceți? Deci doar
botez? Nu și putem... petrecerea unde? Și un colț, într-un colț acolo. Nu putem, mă, la cât de mare faceți... Haideți și petrecerea lângă. Dar dânsa știi că e una dintre cele două senatoare care, la depunerea jurământului, au evitat să pună mâna și pe Biblie. Aha. Au mers numai pe Constituție. Ar fi o teamă să intre acolo. Dar cine e ateu declarat, doamna Crețu. Da? Păi dacă n-a vrut să jure pe Biblie, a vrut să jure mai pe... Cum ar fi domnul Buzatu, poate că și dânsul la fel. Domnule, nu ne luați pe noi cu așa ceva. Nu Ion ne luați cu cele sfinte. Domnule, hai să încercăm. Domnul Ilescu, credeți în Dumnezeu? Adică sunt oameni domnule, care... Sim... Ion Iliescu care a mai fost Dumnezeu pe pământ în politica românească. Da, exact. Pentru domniile lor. Credem în Ion Iliescu, noi. Da. Și nu cercetăm penal pe nimeni. 365 de zile trebuie să tragem o linie de la domnia domnului Viorica Dăncilă. De la scăunare. În scăunare, de la propunere. De la urcarea patron. De la momentul care a fost propusă doamna Viorica Dăncilă. Păi, asta se face. Era o simplă formalitate. Da. De la momentul ce să spune? Mulți înainte? Nu neapărat. Nu în sensul în care se gândește domnia sa. De grabă, nu. Uite, vine de la Partidul Național Liberal Siegfried Mureșan, da, și publică așa un recensământ al reușitelor doamnei Viorica Dăncilă. Și pune acolo, zice, el merge pe zona de incompetență. Uite ce a putut să facă femeia. Revocarea șefei Direcției Naționale Anticorupție. Păi nu, stai, asta e la realizări? Asta e la realizări. Depinde de care parte a justiției te afli. Se uită, da. Așa. Slăbirea justiției. Toate realizări. Păi cum nu le... Nu ce, mai... face campanie electorală? Domnul Zicfrey, a început să vă placă, este? Astea sunt mai lucruri bune. Astea cred că erau trecute în programul de guvernare. Da. Eu așa să... Capitolul justiție. Slăbire. Slăbire. Multă... Cură de slăbire. Cură de slăbire a justiției. Deci... Eliminarea prin căi naturale a pietrelor... Din justiție, da. Doamna Chioveși. Da. A produs meetingul din 10 august, zice Siegfried Mureșan. Sigur, aici e o dezamăgire, că până la urmă să știi că cel cu ordonanța 13 produs de Grindeanu, da, a fost superior totuși, a din fost, anumite puncte de vedere. Ăsta a fost mai spectaculos, adevărat, că s-a și intervenit în forță. Da, a fost mai și scurt, la Grindeanu, dar mai spectaculos, dar Grindeanu a făcut ceva de lungă durată. Da. Grindeanu e fondatorul, mișcării rezistă. Că da, fără Grindeanu nu n-am fi avut mișcarea fondator, de protest. Da, involuntar, fondator involuntar. Vrei, nu vrei. România la un prag de, și pe zona de economie, România la un prag de recesiune închinând anul 2018 cu un deficit de aproape 3%. Deci 3%? Avem o creștere peste 4. Deci vreau să spună că, domnule, sunt nereușite în zona aceasta. Pe... Nu, domnule, tocmai asta e ideea. Un om care are de toate. Da, asta nu înțelege, nu e o problemă. Da. Da, cred că a stat prea mult la Bruxelles. Mai veniți pe țară. Nu. Treceți în pântare. Dacă... Nu steți atent. Un om căruia îi merge bine, dacă nu mă se vede. Dom'le, nu mai are nevoie de sacoșă, de nimic. Adică tocmai asta e ideea Partidului Social Democrat. Ca publicul să stea, poporul să stea într-o zonă de austeritate cu senzația că e bogat, că are bani, că e suficient, că e încântat. Da, pentru că e bucăție sufletească. În primul asta rând. N-am înțeles, da, noi. Și noi ne obișnuim să evaluăm totul așa, să cuantificăm totul financiar. Dom'le, economie, nivel de trai. Stați, dom'le, puțin. Că nu totul trece prin stomac în momentul ăsta. Asta ne-a învățat doamna Viorica Dăncilă. Suntem bogați fără să avem nimic. Uitați-vă așa cum suntem noi bogați așa virtual. Da. Te simți mai bine, te simți împăcat. Dar de ce nu vorbește Siegfried Mureșan despre mândria de a fi român? Pe care a readus-o în sufletele noastre Viorica Dăncilă. Că te duci în orice țară din lumea asta și lumea știe. Din țara Vioricei Dăncilă, da. Și vezi, se luminează chipul cu un zâmbet, domnule. Omul zice. Zâmbet sau hohotărâs, mă rog. Invocă și mândria de a fi român. Asta instaurată în lume, o pune la prestații penibile în afara țării. Penibile? Asta e o apreciere subiectivă. Penibile, amuzante, de ce nu? De ce nu? Care destind atmosfera. Da, joviale. Da. Joviale. Într-o politică cenușie, să apară o pată de culoare roșie. Da. Ieși te dând comun așa, într-un fel. Da. Explozie de bucurie. Și zice așa, el vine cu o idee că acum ea poate fi schimbată, că de ce nu o schimbăm pe Viorica Dăncilă? Cu cine? Păi nu, fie de argumentul că suntem acum în timpul președinției Consiliului Uniunii Europene și nu putem. Și dă acest exemplu. Uite, s-a întâmplat pe timpul președinției Cehiei din 2009, da, a Italiei din 1996, a Franței din 1995, tot fel de exemple de genul acesta, știi? Dar, vezi tu, astea au fost invocate până acum în ideea suspendării președintelui. Venea Partidul Social Democrat și spunea așa, păi de ce nu putem să suspendăm președintele chiar dacă avem această președinție? Uite, de exemplu, în Cehia anului 2009 s-au întâmplat nu știu ce, adică nu trebuie neapărat să ne formalizăm pentru că suntem, uite, putem să suspendăm, că uite și Cehia a fost fără guvern la preluarea așa. Și nu au mai pățit nimic. Dar vedeți că și poate chiar mai bine așa. Păi asta zic, merge și invers. Hai să încercăm totuși să scăpăm de... Dar doamna Viorica Dăncilă vine și îi atrage atenția și bate obrazul lui Klaus Iohannis. Da, aseară... Am văzut și eu. Aseară adică a venit și a spus așa. Astăzi am citit. Da. Azi, n-am putut aseară să urmăresc. Pe lumină, pe lumină. Astăzi pe lumină, noaptea e un... Un sfeșnic. De argint, bun. Da.
Refuzul lui Iohannis de numirea Olguței Vasilescu ca ministru influențează viața 500 de milioane de europeni, spune Viorica Dăncilă. Deci, practic, iată cum viața europenilor stă în această decizie a lui Claus Iohannis de a o bloca pe Olguța Vasilescu. Deci, în momentul de față, Europa trebuie să știe. Și Codrin Ștefănescu poate va spune lucrurile astea într-o bună zi. Europenii nu mai suportă. Europenii nu mai suportă să nu aibă pălia Olguța Vasilescu. Știi tu, Uniunea asta europeană s-a înființat din mai multe motive, dar unul dintre aceste motive se numește Lia Olguța Vasilescu. Așteptau, domne, președinția rotativă a României la președinția Consiliului Uniunii Europene pentru Lia Olguța Vasilescu. Și exact când a venit momentul, ne-am trezit la masă fără... Sute de milioane de pensionari din întreaga Europa, cu ochii ațintiți pe România TV, abia așteptau, numărau zilele din calendar, până când Lia Olguța Vasilescu va prezida Consiliul Miniștrilor Muncii. Și practic va crește pensia tuturor, că presupun că asta făcea, nu? Da. Venea și spunea, deci în primul rând, ca să faci orice... Două lucruri vrea România. În primul rând. Vrea o orchestră, ce a zis, că vrea o fanfară, un cor al Uniunii Europene, da, muzică. Fără muzică nu. Muzică nu se mai poate Uniunea. Și doi, să creștem puțin pensiile acestor pensionari europeni. Viorica Dăncilă percepe această preluare a șefiei Consiliului Uniunii Europene ca fiind totuși, uite, o zonă de responsabilitate. Avem responsabilitatea acestea. Păi și atunci ce mai căutați în funcție, mă? Dacă aveți responsabilitate, nu, dacă sunteți niște oameni responsabili, vă gândiți, bă, nene, eu nu știu exact unde mă aflu și conduc Consiliul Uniunii Europene. Păi îmi dau demisia mâine, că uite-te și nu ce se întâmplă. Demisia. Știi, apropo asta de muzică, știi, noi am tratat cea cu superficialitate că vrea doamna Olguța să înființeze un cor al Uniunii Europene să cânte. Asta e o obsesie de care noi scăpăm foarte greu asta. Corala. Corala. Știi că până să ne modernizeze cât de cât Carol I, acest străin trimis de Soros, îmi imaginez și el la vremurile sale, armata română, cred că erau printre ultimele, dacă nu chiar ultima armată, care mai ataca pe muzică. Deci pe câmpul de luptă, știi? Da. Ataca armata și nu te... Stai, mă, ce se aude? Atacă românii. Pe muzică? Da. Păi noi am renunțat până evul mediu la așa ceva. Ei sunt mai tradiționaliști. Armata română a fost printre ultimele armate care au renunțat la atacul pe muzică. Da, uite, asta mi-a... Uite, în momentul de față, îl readucem în discuție. Pe muzică, un pic de muzică nu putem să atacăm și noi pe muzică? Păi dacă se scufundau oamenii pe Titanic, pe muzică, nu? De ce nu ne-am scufundat și noi în război tot în așa? În Uniunea Europeană, de ce ne-am scufundat Uniunea Europeană pe muzică? Uite, Uniunea Europeană, totuși, dă și o veste extraordinară, beneficiază de domnul Petre Daia. A continuat, a ținut și a ținut locul mare acolo. Un mare câștig. Atenție mare. Un mare câștig. Petre Daia și a ținut locul, a ținut de scaun, a reușit să fie în mandat până când am preluat această șefie și atât umblă prin țară acum. Dom'le, umblă prin țară, nu, face niște lucruri, face câte ceva și are această stare, vă zic sincer, uitându-mă la el, de multă vreme am această senzație, privindu-l pe domnul Petre Daia, de nedumerire. Deci tot timpul pare nedumerit în legătură cu ce se întâmplă. Deci așa, uitați-vă un pic la figura lui, oriunde, acum a fost, de exemplu, la lucrarea de la stația de pompare Zimnicea. A fost în Zimnicea la o lucrare și... A fost să rezolve. Așa, s-a dus să rezolve. Hai să-l vedem pe domnul Petre Daia și să-l urmăriți cu mare atenție, bă, pare așa într-o stare, pare așa că, domnule, extraordinar, zice, avansa lumea. Avansa, am avut, avem stații de pompare. Da. În vremea mea, tu ce-i găleata de la puț, aruncai apa. Pare că... Am evoluat, domnule, tehnologie curată. Da. Tehnologie curată. Nu știu, imagini cu domnul Petre Daia, uitați-l. Petre Daia în vizită de lucru. Uitați-l așa, uitați-l, în ce stare de nedumerire încântată, așa, are o nedumerire încântată. Nu s-a udat, domnul Petre Daia întreabă acum. Și asta merge singur, spune-mi voi. Da. Și udă, udă, ce udă? Deci are senzația așa cumva să descopere niște... Foarte descopere mare lucru. Asta s-a dus din străinătate, presupun. Asta e Occident curat, ce vedem aici. Occident curat. Unde a ajuns România, domnule. Domnule, ziua de astăzi unde s-a ajuns. Da. S-a ajuns departe. Departe, dar uite că am adus cu noi și Petre Daia din trecut. Da, vedeți de asta că domnul Petre Daia înțeleg că a avut și o stare de dezamăgire, de-aia a apărut azi acolo. Domnule, a aflat că... Bă, ai acces la informații în această lume. Are internet, are televizor. Bun, a aflat că ieri a fost ziua culturii și zici, bă... Dar el a aflat astăzi. El a aflat astăzi. Și a întrebat cultură de rapiță, cultură de porumb. Ce fel de cultură, domne, sărbătorim? Nu e posibil așa ceva, mă. Deci ziua culturii, eu, Petre Daia, care asigur cultura în țara asta. Bă, să nu fiu chemat să zic și eu două cuvinte, mă. O poezie, domne. O poezie, nu? Da, poezie. O poezie, spunea el. Dar sunt surprins că n-a intrat în direct peste colegul său, Breaz. Da. Haide, domnule Breaz, că spun eu cățeluș cu părul creț. Să spune cineva o poezie. Da, treia neapărat de Neminescu?
Nu neapărat. Hai, să mergem. Ne proptim în poetul natural, da? Aici au luat la pas domnul Petre Daia căutând porci. Mă, sper că nu mai aveți porci pe aici. Sper că antena cu porci. Vreau să verific, porcine. Să mă asigur. Să mă asigur, adică să spuneam mai cuvânt. Știți cum venise cetățeanul acela și povestea că, domnule, când faci, când pui pe foc porcul românesc, mă, miroase în toată zona, mă. I-a mirosit lui a porc. Da, dar era din alt județ. Era din alt județ, da. Domnul Petre Daia, nu mergeți, că mergeți așa pe jos. Mă uit așa la domnul Petre Daia și mă gândesc că pasiunea pentru mașini de epocă a domnului Tăriceanu, împărtășită și de domnul Ion Țiriac, este, nu știu eu, e practic un microb al guvernului României. Și mai ales pentru ministrii de epocă. Ministrii de epocă. Cum Partidul Social Democrat are niște ministri de epocă, domnule. Defilează la parada ministrilor de epocă, da. Cu Petre Daia. Nu, lasă mașini de epocă, are toată lumea. Un Meleșcanu. Meleșcanu. Deci, adică, frate, vedem, da. Domnule, un Meleșcanu și vă spun, încă mai funcționează, în stare foarte bună. Foarte bună e mult spus. Dar e pentru anul la care a fost fabricat, mașină comunistă. Vedeți, extraordinar de bună, plimbată până toată Europa pe vremea lui Ceaușescu. Da. Păi, Ceaușescu așa mergea. Îl ducea pe Meleșcanu și l-a arătat tuturor. Și acum, sigur, alte produse din vremea lui au fost casate deja spre pensie. Adică... Nu, el încă funcționează bine, mersi. Cum conduce Tăriceanu mașini de epocă, așa conduce Viorica Dăncilă un guvern de epocă. Deci, un practic, guvern de epocă, epocal. Dar... Știi cum, epoci de tristă amintire, nu neapărat... Bine, luăm pauză și revenim cu niște informații tari de tot în legătură cu domnul Codrin Ștefănescu, domnul care anunță tot timpul amnistia și grațierea. Ne întoarcem și cu vacanța frumoasă petrecută domnul Tudorel Toader. Așa, a avut și vacanță, domnul, că muncim, după muncim, ce eliberezi, da, 14.000 de deținuți periculoși, da, trebuie să te mai și relaxezi un pic. Da, și o să vedem un tun, putem să numim așa, un tun imobiliar dat de... Păi tun imobiliar, că în rest alte achiziții pe la Ministerul Apărării nu. Deci cum și-a făcut... Cu ciucăle e mai greu să... altfel de tunuri. Cum are România o coroană dintr-un tun... turcesc, nu? Da, recuperat de oțel, de la obținerea independenței, așa și-a făcut domnul Codrin Ștefănescu o coroană dintr-un tun imobiliar. Pauză și ne întoarcem. Da, bună, România, ne-am întors în direct, am povestit înainte de publicitate despre faptul că domnul Tudorel Toader nu doar că muncește, dar știe să și petreacă. Și n-a fost în sala tronului, cum ar crede mulți, în vacanța aceasta care s-a încheiat, da? A ieșit din vacanță, a fost, înțeleg... incognito la Băile Felix și a petrecut. Cum ai, stai, a fost incognito. Așa, un sejur incognito, așa e prezentat în presă. Adică n-a dat comunicat de presă, presupun că nu și-a pus ochelari și nu, în stață, nu, falsă. Nu, nu, și un nas așa, nu, să... Sunteți Tudorel Toader, Doamne, păcatele mele. Nu sunt. Bă, chiar... Cine, domnule, ăla care a dat recursul compensatorii? Haideți, domnule, că eu am plecat în București. Da. Aici și-a petrecut perioada dintre Crăciun și anul nou. Cel mai luxos hotel din Băile Felix se numește Lotus Term. Term. Term? Term, 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 term. Da. Așa. Term, dacă să se ducă la spa la vântul, da, mai bine aici. Corect. Pentru cariera sa politică vorbesc. Locul unde a... E frumos, e curat. A gândit, practic, anul acesta, domnul Tudorel Toader, la baia acolo. Și s-a gândit. Tot timpul o muștică în cadă. Se cadă. Și se gândea. Le pune. Cum fac eu, cum fac eu, o dau pe tehnocrați. N-am ce să fac. Pare că nu s-a gândit foarte mult. Pare că... Da, s-a gândit puțin cum să dreagă situația. Dar aici e foarte bun, 1000 de euro a plătit pe cazare, nu știu, cred că pe noapte, nu? Sau... Nu, pe sejurul, tot sejurul. Tot sejurul, i-au costat un reducere. Totuși vorbim de Băile Felix. E foarte scump la Băile, da? Felix. Mă rog, serios, mă rog. Adică, da? Da, România e foarte scumpă pe zone, mai ales că la Băile Felix au renovat acolo și e scump, e de lux. Nu cred că a dat el pe tot sejurul. Na. Sau și cu soția? S-a dus singur? Bănuiesc că... A fost în nu s-o fi dus cu Augustin Lazar, singur, că înțeleg, da, că nu sunt în relații prea bune. S-o fi dus singur așa și a zis, domnule, am nevoie de o perioadă în care să mă gândesc. Da. O imagine interesantă din locul unde și-a petrecut acest început de an domnul Tudorel Toader, venit astăzi cu o mică minciună, a deschis anul cu o mică minciunică. Sigur, bă, nu contează până la urmă. Important e nu contează că ai mințit. Important este că ai zis ceva. Și sigur, eu când mi-ai spus că a plătit, da, 1000 de euro pe tot sejurul, mă uitam așa pe declarația de avere a domnului Tudorel Toader. Ar fi prea zgârcit să plătească 1000 de euro pe întreg sejurul. El a câștigat anul trecut 27.000 de lei ca fost judecător CCR. Așa. 82.000 de lei ca profesor la Iași. 70.000 de lei de la Consiliul Superior al Magistraturii. Și peste 15.000 de lei lunar ca ministru. Deci practic
am urmărit declarația și declarațiile de anul trecut ale domnului Tudorel, toate erau foarte alte. 27.000 de lei de la CCR ca pensie, pensie lunară, oameni buni, nu știu ce vă gândeați dumneavoastră. Deci el și ca declarații propriu-zise e foarte amplu, dar și ca declarații de avere, vă că nu, nu stă rău. De avere eu spune, mai puteți da o coală? De ce? Păi... Sau nu trec tot? Ce să fac? Să scriu prescurtat? Mai tai din zerouri? Da. Nu. E un om avut. Hai avut. Să vedem o bătălie în care a fost implicat cunoscutul interpret politic Codrin Ștefănescu, o bătălie care l-a făcut celebru la momentul respectiv, bătălie în care a încasat ceva domnul Codrin Ștefănescu. Eu înțeleg că urmează să încaseze ceva. O să vedem întâi cum a încasat aici la bătaia celebră de la primărie. A, aici a luat, dar a și dat. De la primărie era aici, nu bătaia. La Consiliul General. La Consiliul General. General. Da. Imagine de arhivă din primul război al domnului Codrin Ștefănescu. Deci asta este, nu, primul război, a fost la Revoluție, acolo s-a luptat. Dom'le, dar acolo nu avem imagini, trebuie să-l credem pe cuvânt. Ăsta e primul documentat video. Da, și avem aici imagini cu încercarea de a fi scos din, din cadrul respectiv. Domnul Codrin Ștefănescu era pe scaun, blocat pe scaun. Mai ceva ca domnul Iordache, cum a blocat scaunul lui Dragnea în, în, în mai ceva ca domnul Mișa care a blocat construcția de autostrăzi. Da. Și iată aici cât de greu este de scos, practic, de... evacuat. Evacuat, da, domnul Codrin Ștefănescu. Expropiat, mă! Hai să folosim cuvântul expropiat, pentru că vom vedea că domnul Codrin Ștefănescu avea aici, devine interesantă situația. Nu ai că încasează, uite, încasează aici, a zis o felul de ghiuntul. Da, i-au rupt urechile acolo. Dar să vezi că de urechi îl trageau. Nu înțeleg de ce îl trageau de urechi. Da, de urechi îl trageau. L-au prins de urechi, nu? Da, de urechi. Să vezi când încasează milioane de euro, cât de urât face Codrin Ștefănescu. Abia la încasarea... 4 milioane de euro. 4 milioane de euro se pregătește să încaseze domnul Codrin Ștefănescu conform RISE Project de la primăria capitalei pentru un teren luat ilegal de la stat. Luat ilegal de la stat, sigur, asta e o chestiune interesantă. Mi-e mult mai interesant, așa, să spui că a luat un om politic un teren ilegal de la stat, s-a mai auzit. Da. Problema e că în momentul de față, pentru că așa a stabilit Sorin Oprescu, un om pe care, sau de a cărui moralitate nu ne putem îndoi, nu? Știu că își luase până și aparatură de broiaj în casă ca să poată să discute cât mai lucruri nimeni. Pentru București. Stabilise în 2013, dacă nu mă înșel, Sorin Oprescu. Expropierea, extinderea în primul rând bulevardului Timișoara. Asta unul la mână, dar asta nu era neapărat atât de important, da? Cât trebuiau expropriați și, bineînțeles, despăgubiți niște proprietari care dețineau terenuri. Terenuri pe care, în parte, le deținea și domnul Codrin Ștefănescu. E profitul domnului Codrin Ștefănescu. E, deci, abia aici trebuie să-i apreciem... Aici e bucuria. Trebuie să-i apreciem, domne, geniu financiar. Da. Știi că domnul Codrin Ștefănescu e absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale. Interesant. Da. Se poate întâmpla oricum. N-a spus niciodată unde. Multă lume credea că la Academia de Studii Economice... Nu. Nu, nu. La Universitatea de Arte și nu știu ce, Petre, nu știu... Cristian, un nume mai puțin cunoscut, dar sunt convins că o universitate particulară de mare prestigiu, pe care a absolvit-o înainte de anii 2000. Petre Daia poate, poate fi Petre Daia, poate fi, da. Universitatea Petre Daia de arte și ceva de genul ăsta, vă dați seama. E bine, probabil acolo a învățat cum să facă profit de 2000%. Interesantă. Profit de 2000%, oameni. Apucătura asta. Deci a cumpărat cu câteva luni înainte să se decidă domnul Oprescu să lăgească bulevardul Timișoara, a cumpărat terenul. E, și ulterior a decis să-l vândă statului, făcând profit de 2200%. Dacă ăsta nu e geniu economic, trebuie pus ministrul de finanțe sau ministrul economiei, domnul Codrin Ștefănescu. Nu înțeleg de ce îl folosesc doar pe post de secretar general al partidului. Da, e o înțelegere, o încrengătură acolo la care a participat acest domn Sorin Oprescu, care sigur e celebru pentru această corectitudine absolut, absolut chirurgicală pe care a avut-o în manevrarea banilor. Manevrarea banilor? Păi gândește-te că el a cumpărat terenul cu 6,7 euro pe metru pătrat, da, și îl vinde municipalității cu 156 de euro pe metru pătrat. Da. Păi dacă ăsta nu e geniu. Bă, suntem prea săraci să ne permitem lucruri ieftine. A avut și fler. A avut și fler. Cu câteva luni înainte să se decidă Oprescu să cumpere acel teren, l-a cumpărat el. Nu mai cumpără Oprescu de la... În ce se întâmpla? Că bănuiesc că poate, poate chiar pleca de la bătălia aceea, de la primărie, de acolo, de unde la Consiliul, așa. Noiembrie 2013. Ieșit de acolo, s-a dus, bă nene, o să mă apuc și o să cumpăr terenul, gata. Gata, gata, până cumpăr tot orașul. Da. Să văd cine mă mai dă pe mine afară când voi fi proprietar. Exact. Dar de cine a cumpărat clădirea primăriei? Spune, vreau să achiziționez Consiliul General.
Tot ca să am, să știu că am și eu un loc aici. Da, știu cu toții că și domnul Codrin Ștefănescu vorbește pe teren, ca fotbaliști. Deci are această chestiune, vorbește numai pe teren. Atunci a avut nevoie de teren. Sigur că terenul ăsta a adus un profit și uite, 4 milioane de euro. Când îl urmăresc pe domnul Codrin Ștefănescu, care știm cu toții că nu este plătit din bani publici, nu? Bănuiesc că nu are, adică nu e nici parlamentar, nu are nicio calitate. Nu, domnul, pare așa că trăiește cu aer. El nu va face bani în politică. Pare că trăiește cu aer. El cheltuie bani în politică. Da, el se zbate pentru noi români. El bagă bani în politică. Da, da. Și acum, întâmplător, pentru că așa a făcut Dumnezeu. A încasat-o, Răzvan, aici. Dar și Sorin Oprescu? A încasat 4 milioane de euro, a încasat-o aici. Deci aici ce să facă? Să nu ia? A luat pe coajă, da. A încasat-o. Așa s-a nimerit. Hai să vedem pe domnul Codrin Ștefănescu dând un interviu lui Victor Ciutacu chiar din încăperea, mă rog, unde se lășluiește, în casa sa, explicându-i... În casa muzeu. Că există, da, această și prezumție... Și este practic într-un muzeu. Prezumție de vinovăție că a luat de la Ceaușescu... Nu, domnule, de la Ceaușescu, după 89. Hai să dezmembrăm acest zvon care circulă printre români. Tu ți-ai început afacerile cu artă, subtilizând niște tablouri de la Ceaușescu, din CC, de nu știu unde, și după aia te-ai dezvoltat pe baza lor. Și întrebarea mea este, tot ce văd eu aici, există din familia ta ca moștenire sau ai mai și adăugat la ele? Și bun, evident ce poți să-mi spui despre zona aia foarte tumultoasă a Revoluției și despre acuzațiile. Bine, astfel de aberațiile am auzit tot timpul, am auzit aberațiile cum Dan Iosif și cu alți colegi de mei au furat nu știu câte milioane de mărți sau de dolari din CC, de parcă țineau comuniștii banii și lingurile acolo. Direct în cash. Dar tablouri aveau, că ai fost printre primii care au intrat acolo. Erau pe în CC. Tablouri au fost numai în casa din Primăverii. Da. Așa, că acum este muzeu. Cred că vreo două sau trei au dispărut total neimportante, dar le-au recuperat între timp, am înțeles. Muzeul este complet conform fișei. Să știi că ceaușiștii nu au avut gusturi speciale. Adică n-ai văzut în casa Ceaușescu, de exemplu, lucrări de pictură românească de forță și de cotă internațională. Adică n-ai văzut Matisse Teci, de exemplu, Victor Brauner sau Marcel Iancu. Și ajungă, uite, și ajungă cu tablourile, mai ceva ca Darius Vâlcov. Vă dați seama când se apucă oamenii și să vorbească despre tablouri, ce iese acolo. Dom'le, i-a făcut comuniști pe oamenii dinainte de 90. De ce să jignim oamenii dinainte de 90, nu, care au condus România? De ce să-i faci comuniști? Asta m-a deranjat. Cum vrei să le zici? Pesediști? Dom'le, nu știu. Poate comunist nu e cea mai... Nu e cea mai gravă situație, da. La 7 ani deja eram membru al Asociației Filatelice din România. La 8 publicam primul articol de specialitate, iar la 11 primeam primul meu premiu internațional pentru un articol de specialitate, spune Codrin Ștefănescu, explicând cum a devenit un om atât de bogat, inclusiv pe vremea Ceaușescu. Deci te făceai bani și atunci. Am lămurit-o, da. Și cu toate acestea, când venea vorba de școală, eram un drac împielițat. Tata, săracul, abia făcea față plângerilor care veneau din partea profesorilor. Din palmaresul meu nu lipsește nimic. Pioneze și gumă de mestecat pe scaunul profesorilor. Șicanarea colegilor. Uite, dacă ar mai putea adăuga acum, șicanarea opoziției, șicanarea poporului român. Și ce e important de precizat, și-a cumpărat tatăl său un Fiat din banii săi când avea el 11 ani. Pentru că am auzit mai devreme pe Victor Ciutacu întrebând, sau nu cred că am dat pasajul ăsta, în care l-a întrebat pe Codrin Ștefănescu, dar banii îi ai de la familie? Sau din potrivă? Eu am finanțat familia. Păi dacă la 11 ani a cumpărat un Fiat, da. El la 11 ani deținea, pe vremea lui Ceaușescu, 74.375 de lei. Oameni buni care a trăit înainte de 89, o implicație în activități profesionale, gândiți-vă cât însemna 74.375 de lei cât avea Codrin Ștefănescu strânși din timbre la 11 ani. Hai să explicăm și de ce a obținut Codrin Ștefănescu cu un... Asta e povestea lui. Cu un tun imobiliar, da, 4 milioane de euro. De ce a obținut Codrin Ștefănescu? Românii n-au mai suportat, mă, terenul ăla. N-au mai suportat terenul ăla. Românii nu mai suportă, știm cu toții, ne explică Codrin Ștefănescu. Bun, Partidul Social Democrat adoptă o strategie nouă acum, în ultima vreme, vine cu Facebook, pentru că s-au dat seama la probabil 5 ani distanță că Iohannis este președintele Facebook și a zis, băi, hai să fim și noi guvernul Facebook, să nu? Să fim majoritatea parlamentară Facebook. Așa. Și vin și publică pe pagina, au reînviat pagina de Facebook Partidul Social Democrat și vine partidul și publică acolo realizările mărețe ale acestei guvernări. Din când în când ziua mai pune pag, nu știu ce, am crescut punctul de pensie, un am pic, mai făcut acolo. Nu trăiți un pic mai bine din cauza noastră? Datorită, nu? Cer scuze. Și poza domnului Chioveș, uite, a reușit să uitați, asta, revocăm. Uitați, de asta v-am scăpat, v-am extirpat un Chioveș și atât de mare aveți un Chioveș. Da. Și ce interesant este că PSD-ul schimbă acest slogan, Răzvan, cu care ne-au obișnuit, îndrăznește să crezi.
Acela cu îndrăznește să crezi... Îndrăznește să uiți. Acum... Îndrăznește să uiți ce ți-a promis. Și acum fii atent ce slogan au găsit oamenii aceștia. Ia zi, uimește-mă. România merge înainte. Înainte de ce? Păi înainte era de mai 89? Bine. Înainte era mai bine, Răzvan. Înainte de Revoluție. Da. România merge înainte, știți dumneavoastră cum era înainte, dar acolo merge în România. Deci, dar știm, practic, știm că ne îndreptăm spre înainte. Au venit cu această doamnă, merge înainte România. Sloganul Partidului Social Democrat. România merge înainte? Da. România înainte, merge înainte. Da. Sigur. Keep walking? România keep walking. Da. Dar pare beată țara asta, adică se poate potrivi și... Da. Țin minte când era ministrul al justiției Monica Macovei, tot PSD-știi lipiseră pe scaunele din Parlament mesajul Keep Walking Monica. O trimitere la faptul că există această bârfă că doamna Monica Macovei ar fi... Ar fi consumatoare. Spaima sticlelor. Ar fi consumatoare, da. Da, așa se spuneau PSD și noi n-avem probe certe. Interesant această apucătură. Intrați, au pagină de Facebook, parcă România și... România merge înainte? Merge înainte și comentează. Deci nu s-a terminat? Deci nu, închideți! Mai e un pic de România. Mai continuă România. Mai avem să știți că a mai rămas. Chiar și cu noi România merge înainte. Vrei să vorbim despre cât salariați plătim la cameră și cât ne costă consilierii domnului Liviu Dragnea? Da, vreau să vorbim și despre asta, că nu te deranjează. Peste 1600 de persoane sunt angajate în cadrul serviciilor Camerei Deputaților, pentru care 14 lucrează direct pentru domnul Liviu Dragnea. Și are în jurul său 14 persoane care robotesc permanent ca lucrurile să meargă bine în viața domnului. Și ce fac oamenii ăștia? Că eu în toate pozele îl văd pe același. Paul Cutăric. Ionescu, sau cum îl cheamă. Da. Câți oameni? 14 oameni care ce fac? Dacă domnul... Se fac utili, Răzvan. Păi se fac utili cui? Că tocmai am aflat. Domnul Liviu Dragnea a prezentat cât 10% din ședințele camerei. Adică inclusiv ședințele reuniune. Nu are mare activitate acolo. Ce face cu 14 oameni? Da, pentru că el participă foarte rar la ședințele. Ăștia 14 probabil asigură o stare de bună dispoziție domnului Liviu Dragnea, nu știu, ceva fac, adică nu ne închipuim. Păi și stai, doamna Viorica Dăncilă, ce mai face? Dar dacă oamenii ăștia asigură o stare de bună dispoziție. Dar de ce nu apare domnul Liviu Dragnea cu însoțirea acești 14 tot timpul? Vin tot felul de indivizi, uite, vine Codrin Ștefănescu în jurul lui, vine. De ce nu vine ăștia 14 să aibă așa această suită? De ce nu vine cu ei în emisiune? Da. Da. Eu nu merg fără consilierii mei, intrați copii. Să ia pe tot. Până la domnul Gâdea acolo e spațiu. 14 oameni. În cap și 14 consilieri dacă e nevoie. Lucrează pentru domnul Iași. Cheltuielile cu salariile ridicându-se în lucrează pentru domnul Liviu Dragnea și împotriva noastră. E clar asta. Deci 14 oameni ne fac atâtea de cazuri? De la 14 oameni ni se trage. Bun. Astăzi s-a petrecut o informație care plana în aer. Știam că se va da, că CCR-ul va lua această decizie în privința protocoalelor, din faptul că, sigur, au tot amânat luarea acestei decizii, dar știam că astăzi o va lua, din faptul că aseară cei prieteni Partidului Social Democrat deja discutau despre utilitatea acestei decizii. Adică în momentul când ei... Deci probabil că exista o prezumție că astăzi se va da... Fler. Se numește fler jurnalistic. Fler. Cum a avut și Codrin Ștefănescu flerul cu terenul acela. Da. Fler antreprenorial. Da. Da. Fler. După pauză lămurim și treaba cu protocoalele, să aveți un protocol bun în continuare.